Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și primarul orașului Liteni, Tomiță Onisii, au verificat modul în care se realizează lucrările de reabilitare, modernizare și dotare a școlii gimnaziale din Roșcani. Gheorghe Flutur a precizat că în 2-3 săptămâni vor fi finalizate aceste lucrări, astfel încât cei peste 260 de copii care acum fac naveta la Liteni, peste 3 km, vor avea școala lor. Șeful administrației județene a spus că școala va avea 4 săli de clasă, un laborator de informatică, centrală proprie și grup sanitar. Finanțarea de 1,8 milioane de lei pentru acest proiect a fost obținută de Primăria Liteni prin PNDL.